Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului postnistrian de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată care sunt principalele teme ale ediției. Astăzi și-a continuat lucrările forumul al treilea investițional nistrean, la care au fost prezentate 105 proiecte în diverse sfere. Complexul memorial din Bender a fost vizitat de către delegația ungară. Începând cu 1 iunie, a fost schimbată ordinea de reînregistrare a mijloacelor de transport de pe un proprietar pe altul. Darea în exploatare către septembrie 2014 a aproximativ 45.000 de metri pătrați de construcții. Acesta este scopul maxim al organizației Rusia Integrarea Euroasiatică, iar minim de a stabili posibilitățile organizațiilor de construcții din Nistrenia. Construcția 12 obiecte sociale pe întreg teritoriul Republicii se planifică pe parcursul întregului an. Reamintim, printre ele vor fi grădinițe de copii, școli, spitaluri și blocul Facultății de Medicină al Universității de Stat Nistrenia. La noi vor fi date în exploatare practic 12 obiecte sociale în același timp. Acum noi căutăm teritorii pentru construcție. Etapa următoare este cercetarea geologică, geodezică, demolarea încăperilor actuale, iar apoi proiectarea și începutul construcțiilor de proporții. La ședința guvernului au remarcat că furnizorul general este o firmă din Federația Rusă. Companiile nistrene vor fi în calitate de subantreprenori. Noi trebuie să facem cunoștință. Pentru aceasta trebuie să vedem posibilitățile organizațiilor locale în sfera de construcție, a materialelor. Lucrul în sfera geologică și geodezică a activității proiectelor va fi efectuat de sine stătător de către colaboratorii firmelor locale, s-a menționat în guvern. Ce se referă la construcție, apoi companiile nistrene sunt gata să mobilizeze peste 2000 de specialiști. Pentru Republică este principal să fie incluse forțele de muncă locale. Mulți din constructorii nistreni au plecat la muncă peste hotare, iar dacă vor fi aici locuri de muncă, atunci se vor întoarce acasă. Vor avea posibilitatea aici, pe loc, să câștige un ban. Prioritar pentru partea rusă este darea în exploatare a obiectelor la timp. Se vor isprăvi de sine stătător muncitorii locali sau va fi nevoie de ajutorul specialiștilor din Rusia, se va hotărâ la ședințele planificate a Serviciului de Stat, a Gospodării Comunal-Locative și Energetică. Prima deja va avea loc săptămâna viitoare. În afară de aceasta, în guvern s-a vorbit că 12 obiecte este doar începutul activității în comun. Programul de colaborare a organizației Rusie cu Nistrenia este planificat pentru 5 ani. Astăzi și-a continuat lucrările forumul al treilea investițional nistrean, la care au fost prezentate 105 proiecte în diverse sfere. Actualul forum a devenit cel mai de proporții, dacă e să luăm în considerație proiectele prezentate și numărul oaspeților. La activitate au sosit în jurul la 600 de persoane, reprezentanți ai 28 de state, printre care sunt în jurul la 150 de reprezentanți ai business-ului din Rusia, Ucraina și țările Europei. Astăzi au devenit cunoscute și unele rezultate ale proiectelor investiționale. S-a ajuns la înțelegerea că uzina Litmaș va începe a construi în Nistrenia ascensoare. În proiect se vor încadra compania belorusă și câteva uzine nistrene. Potrivit calculelor, ascensoarele de aici vor fi cu 10% mai ieftine decât cele aduse. Reprezentanții unor mari întreprinderi germane s-au interesat de fabrica avicolă din Grigoriopol. Ei sunt gata să ajute cu comercializarea producției în Europa. Astăzi, în cadrul forumului, au avut loc mese rotunde, au fost semnate unele acorduri concrete. Tot astăzi, participanții forumului au făcut cunoștință cu perspectivele dezvoltării complexului agroindustrial din Republică. Despre proiectele investiționale în sfera dată a vorbit la o masă rotundă viceministrul agriculturii și resurselor naturale Tudor Țibulski. Potrivit dumnealui, principala bogăție a noastră e pământul și pentru producerea agricolă sunt potrivite 72% din terenuri. Condițiile climaterice din anul curent încă o dată au demonstrat necesitatea restabilirii și modernizării sistemului de irigare. Noi dorim să modernizăm irigarea. În anul curent am semănat în jurul la 200 hectare de porumb pentru a iriga cu picătura. Scopul este de a examina această inovație și a demonstra că este efectivă. Potrivit celor care au folosit 170 centnere, e norma de la hectar. De aceea sunt investiți bani pentru a vedea perspectivele noastre, căci irigarea cu picătura presupune o mai mică cantitate de apă utilizată, mai puține cheltuieli și consider că acesta este un lucru efectiv. La moment, complexul agroindustrial este un sistem multiramural. Potrivit bilanțurilor lui 2011, partea agriculturii în produsul intern brut al țării a format 5,86%. Tudor Țibulski la fel a numit domeniile care trebuie dezvoltate reieșind din specializarea raioanelor. În așa mod, în raioanele Râbnița și Slobozia, zootehnia cărnii și a laptelui, Râbnița, Slobozia și Grigoriopol, creșterea porcilor, în raionul Dubăsari și Bender, avicultura.
În 2012, la complexul Memorial din Bender a fost inaugurat sectorul deținuților militari ungari. Astăzi, memorialul a fost vizitat de către delegația ungară. Delegația din 30 de persoane, în frunte cu șeful orașului Haiduna Naș, a sosit la Bender cu autobuzul. Toți au adus corane de flori, de asemenea pachete cu pământ de baștină. Pentru ei această călătorie este prima timp de 70 de ani, care are drept scop cinstirea memoriei rudelor ce au căzut departe de patrie. Pentru noi este important să ne amintim de eroii ce au căzut, care au devenit jertfe în secolul 20. Acei ce zac în acest pământ nu mai sunt dușmani unul altuia. Ei împărtășesc aceeași soartă. După finisarea Marelui Război pentru apărarea patriei, din Ungaria la munci forțate au fost transportați sute de mii de oameni. Din orașul Haiduna Naș au fost deportați mai mult de 300 de oameni. Mulți din ei nu s-au întors. În orașul Haiduna Naș locuiesc circa 18.000 de oameni, însă nu-i niciunul care n-ar cunoaște denumirea orașului Bender. Noi dorim să comemorăm amintirea eroilor noștri și să le mulțumim celor care au participat la crearea sectorului ungur la acest memorial. În amintirea jertfelor căzute la memorial a fost intonat imnul Ungariei. În sectorul ungurilor înhumați a fost instalat un semn comemorativ pe care membrii delegației l-au adus din patrie. Slujitorii cultului, sosiți împreună cu membrii delegației, au oficiat un parastas de doliu, apoi au fost depuse flori pe plăcile cu numele celor căzuți. Începând cu 1 iunie, a fost schimbată ordinea de reînregistrare a mijloacelor de transport de pe un proprietar pe altul. În Inspectoratul Auto de Stat spun, asemenea schimbări de câteva ori vor reduce timpul de uformare a automobilului. Anterior, reoformarea mijlocului de transport ocupa o zi și jumătate, două, și parcurgea câteva etape. Anterior, pentru a realiza automobilul ce aparține cetățeanului, el urma să se adreseze în secția interraională de înregistrare și examinare a Inspectoratului Auto de Stat, să scoată automobilul dat de la evidență, adică să îndeplinească cererea, să examineze automobilul, să depună actele și doar după aceasta automobilul era scos de la evidență. După luarea automobilului de la evidență, vânzătorul în comun cu cumpărătorul urmau să îndeplinească în magazinul de comision afacerea vânzare-cumpărare. Prețul unui asemenea certificat era de aproximativ 200 de ruble. Și doar după aceasta, noul proprietar își înregistra automobilul. Acum e mult mai simplu și rapid. La moment avem de a face cu o singură fereastră. Vânzătorul și cumpărătorul, îndeplinind în prealabil cererea, perfectând actul de vânzare-cumpărare, o singură dată se adresează în secția interraională de înregistrare și examinare, depun documentele, și o singură dată are loc procedura de reînregistrare, adică dispare necesitatea de a scoate de la evidență acest automobil. Încă un avantaj al noii sisteme. Automobilul poate fi reformat evitând magazinul de comision. Respectiv, pot fi economisite 150-200 de ruble. În Inspectoratul Auto de Stat remarcă, timpul procedurii de reînregistrare s-a redus de câteva ori. Acum ea ocupă în mediu 2 ore. Un autobuz fluorografic mobil procurat în anul trecut la Râbnița continuă să se deplaseze prin satele raionului conform graficului stabilit. Sătenii susțin activ examenul fluorografic fără a pleca în oraș. Recent autobuzul Rentgen a lucrat în satul Molochișul Mare. Autobuzul procurat în anul trecut, în 2013, a început a lucra din aprilie. În satul Molochișul Mare, unde locuiesc practic 900 de cetățeni maturi, rentgenul peruți a venit în decursul a câtorva zile. E foarte comod. Suntem foarte recunoscători că avem o asemenea posibilitate, deoarece mulți oameni în vârstă nu se pot deplasa în oraș. Acest lucru trebuie efectuat în toate satele, deoarece sunt persoane bolnave de tuberculoză. Autobuzul specializat a fost primit la spitalul din Râbnița în cadrul programului prezidențial de sporire a luptei cu tuberculoza. El e totalmente computerizat. Capacitatea lui e de aproximativ 150 de persoane în schimb. Cu această mașină ieșim deja al doilea an. În anul curent am început din aprilie. E deja al treilea sat. În Molochiș, în prima zi, au fost 50 de persoane, în a doua, 80. Râbnița e lider în Republică în privința îmbolnăvirii cu tuberculoză. La evidență se află mai bine de 1300 de persoane. Datorită examenului fluorografic, deseori noile cazuri de contaminare sunt depistate la etapă incipientă. Aici, pe loc, în anul trecut, timp de 2 zile, au trecut fluorografia 250 de persoane. În anul curent, timp de 2 zile, 135 de persoane. Mai avem înainte încă 2 zile.
Medicii susțin, cu ajutorul unei asemenea examinări, poate fi depistată nu doar tuberculoza, dar și un șir de alte maladii, bronșita, pneumonia, chiar și bolile oncologice. Firma de confecții Vestra este una din întreprinderile industriei ușoare a Republicii care confecționează îmbrăcăminte pentru femei. Principiul de bază al activității ei este îmbrăcăminte practică, comodă, la un preț accesibil. Mai mult de 50 de modele noi elaborează în fiecare lună designerii și modelorii constructori de la firma de confecții Vestra. Acestea sunt colecții de îmbrăcăminte pentru fiecare zi, pentru sărbători, sunt și colecții de autor. Una din ele poartă denumirea romantică Capriciu Maritim. Ea a fost pregătită în special pentru sărbătoarea profesională a lucrătorilor industriei ușoare și a fost prezentată la forumul investițional Istrian. Firma Vestra a pregătit vara aceasta o nouă colecție care se numește Mărscoi Capriț. În dânsa între rochii, fuste, topuri, în care am vrut să arătăm tendința anul acesta. Culorile au fost albastru, roșu, alb. Am vrut să arătăm și o leacă de aur în care el dă bogăție în colecție. Țesătura a fost foarte ușoară, repede s-a cusut. Noi vrem să arătăm pe 9 iunie în Tiraspol. La moment, întreprinderea activează în ritm normal. Salariul este achitat la timp, achitările impozitare sunt de asemenea plătite fără întârzieri. Totuși, problema de bază a întreprinderii rămâne insuficiența forțelor de muncă. Astăzi aici lucrează 500 de cusătorese, însă sunt circa 150 de locuri vacante de muncă. Înainte noi produceam circa 450 de unități, astăzi volumul producției s-a micșorat. Cauza principală este micșorarea numărului lucrătorilor, astfel volumul producției la moment formează circa 350 de unități anual. Totodată, în anul curent a crescut cu 200% volumul producției ce este comercializată pe piața internă. Datorită prețurilor moderate, este obținută o realizare bună a mărfii în regiunea nistreană. Întreprinderea posedă 14 puncte de comercializare în Republică. Producția firmei este realizată în Râbnița, Caminca, Dubăsari. Recent a fost deschisă o secție în magazinul Minsk din capitală. La moment, firma este în căutarea unor noi parteneri. În afară de firmele Gelco și Gare Weber din Germania, în timpul apropiat, confecțiile firmei vor fi expediate și în Italia. Iar îmbrăcăminte va fi produs și pentru bărbați, scurte și paltoane. Atât pentru această ediție, un sfârșit plăcut de săptămână tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 8 iunie se așteaptă înnorări variabile. În a doua jumătate a zilei, pe alocuri sunt posibile ploi de scurtă durată. E posibilă furtună. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă, cu intensificări până la 12-15 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord, plus 13, plus 15, ziua plus 22, plus 24 de grade. Noaptea în capitale, plus 14, plus 16, ziua 23-25 de grade de căldură.